cer dacă doriți să spune. Spune, de perioada asta de antrenamente. Bine, o să mă leg strict de partea profesională, deci partea de antrenorat. Din păcate, nu am reușit să încep la data în când am stabilit, adică aș fi vrut pe data de 8 ianuarie. După aceea mi-am dat seama care este situația, am lăsat pe 16, după care a venit din nou amânare. Din punct de vedere al antrenorului, deci al meu, al antrenorului și vis-a-vis de o pregătire precompetițională, aș fi avut nevoie de 8 săptămâni de pregătire, pentru că ultima săptămână, de obicei, eu cam scot, este ultima săptămână, mai mult pentru a regla pe prima etapă. Deci 7 săptămâni ar fi fost super ok, dar din câte știți și voi, nu a depins de mine, nu a depins de domn președinte, de cei din Consiliul de Administrație, situația este destul de delicată. Și atunci am decis ca să încep pe data 23. Încerc să schimb programul din nou pe partea de pregătire fizică, ceea ce înseamnă această perioadă. Și voi încerca din ceea ce pot să pregătesc pe plan local acest pentru nou retur. Pentru retur. Dacă aveți întrebări vis-a-vis de ceea ce vă interesează, jucătorii încă ce a plecat, știți, Petcuț, Camara nu a sosit și din câte am înțeles dorește să plece la altă echipă, deși este sub contract cu noi. Nu s-a rezolvat încă situația lui Cornea și Negură. Vom avea mai multe discuții cu domnul președinte și cu cei din Consiliul de Administrație vis-a-vis de jucători. Merg foarte mult pe partea de jucători tineri care sunt din Alba Iulia. Sper să vină și cei de la IUD care ziceau că vin, dar nu au venit. Și este păcat să nu exploatăm ceea ce avem. Eu, părerea mea, sunt 5 jucători de la juniori care ar putea fi forțați în această perioadă. De câte puncte crezi că ar mai avea nevoie Unirea Alba Iulia în retur ca să nu mai existe probleme legate de retrogradare? După cum știți și voi, clasamentul ne despart puține puncte de retrogradare. În același timp sunt 2 puncte de locul 3 unde am stat aproape tot turul. Eu cred că dacă am ajunge la un 40 de puncte, total am fi scutiți de griji. Dar ținând cont că în retur vom avea acele meciuri de foc, acea serie de 5 meciuri cu cei din față, plus că jucăm 2 meciuri acasă importante. Pentru mine orice meci este important și câte puncte reușim să luăm cu atât mai bine. Dacă avem un început de campionat bun, va da moral pentru echipă și sperăm să rămânem în locurile din față. Eu cred că locul 1 și 2 matematic nu vor mai putea fi ajunse chiar de nimeni. Negura și Cone mai fac parte din planul nostru? Ei au venit la antrenament. Negura, am luat-o din ziare că este plecat, că vrea să plece. Deocamdată nu este aici. Deocamdată. Deci fac parte din nu știu ce se va întâmpla cu Cornea. Din câte am înțeles, a vrut să plece, n-a vrut să plece. Deocamdată nu știu nimic care situațiile. Puțin am stat la discuții cu el ieri. Da? Nu știu. În 2-3 zile stabilesc cam tot ce este situația vis-a-vis de acești doi jucători. Primul amical. Acum să vedem că încercăm să meciul cu Zladna să nu jucăm, ar fi miercuri. Primul să încercăm să nu jucăm, să pot. Nu este vina mea, Dănuțu, că te uiți și eu încerc să prind cel puțin o săptămână de pregătire, de încărcare pe forță. Nu știu unde voi găsi o sală de forță. Domnul Trifon,
Este o sală privată unde trebuie plătit. Este un program destul de... Am încercat, dar nu pot să lăsesc jucătorii la ora 7. Deci este un program, la ora 9 începe, lumea nu, un om care și-a plătit, să zic, abonamentul, nu acceptă să intre după cum vreau eu ca patron, să zic, sau ca om care conduc o sală de forță, el și-a făcut și atunci normal că nu putem intra peste. Este deschidere, din punctul acesta de vedere, să mă ajute cu sala de forță, dar orele nu mi-ajung. Adică nu-mi convin mie. Și în principiu aș lucra la sala de forță seara. Nu se poate. Acum merg până la... cum e acolo, prea voi merge la sala universității asta, care e în Nampoi, unde se joacă meciurile de basket. Da, și este sala de forță, nu contează. Cum? Sunt 6 aparate, dar exact ce-mi trebuie. Nu-mi trebuie 200 de aparate și să lucrez pentru urechi și pentru gene. Îmi trebuie exact pentru picioare și, din câte am înțeles, sunt acele 4 aparate, îmi lipsește unul. Dar dacă cele 3 care îmi ziceam aici că sunt acolo, e ok. Pentru că între ele voi intermedia și vor fi 9 aparate. Și ne axăm exact cum este normal în această perioadă, alergări, acumulare. Nu știu unde se află jucătorii din punct de vedere al pregătirii fizice astăzi, sau cu vizita medicală, vreau să văd unde sunt și pe miercuri poate să fac testele de dimineață. Ceva jucători noi mai întâi la echipă? Sunt. Noi am încercat și din câte am zis la Mihai Desclescu, fundașul central de la Deva, Șerban. Bine zic. Da. Ce bine? S-ar putea să se rezolvă. Așa mi-a zis Mihai. Am mai avut jucători care s-au oferit. Toată lumea îmi spunea și cazul de Tilingă, că e liber și uitați că nu e liber, e accidentat. Deci nu... Și atunci prefer să iau jucătorii care sunt aici în zonă și sunt la noi în curte. Ați văzut că și Schuller cu o discuție privată și înțelegând situația care a lui, pot să îl duci pe un drum bun. Și eu cred că Schuller a demonstrat în cele 3 meciuri care le-a jucat că merită să fie în primii 11. Mai apare Stan, mai apare Omoga. Sunt jucători care pot să vină din spate. De ce să nu exploatăm? Li s-a spus în față care este situația. Este o situație delicată. Se știe că, și o știți bine, vi s-a spus că suntem cu 2 salarii restanțe și din prime. Am intrat în a 3-a lună. Sincer, nici eu ca... Eu poate ca antrenor, dacă aș fi avut mai mulți, aș fi dat în sensul că să motivez jucătorii și să pot să-i stimulez în prima parte. Dar în momentul când tot bagi bani de la tine din buzunar pentru mâncare, pentru vitaminizare, la un moment dat te oprești. Pentru că... Eu le-am spus clar, nu o să mă mai pronunț vis-a-vis de partea financiară. A venit Mihai Desclescu, președintele, și cu domnul Feneșan. A explicat care e situația și unde se meargă. Este greu peste tot. Deci oriunde mergi, în momentul când ai o ofertă bună, de ce să nu plece? Pot să meargă, dar chiar să pleci numai de la club. Așa nu poți să lași un jucător. Este cineva care și-a manifestat dorința să plece? Din câte am înțeles, câțiva au avut o ofertă, dar nu concretă, venită și pe partea clubului. Deci numai pentru ei ca jucător, dar să vină și pe partea clubului, în afară de cazul Bucurigă, care este curtat și căutat de echipe, dar în același timp i-am spus clar, o echipă care vrea să-l ia pe Bucurigă sau orice jucător de la Alba Iulia, nu poți să-l mai duci în probe. Se întâmplă orice. Fă-i un contract atunci, înțelege cu clubul, du-l în probe și îl păstrez dacă se accidentează, dar îl duci în probe, se accidentează și îl trimiți mie acasă sau din la club și clubul din nou să înceapă să îl pună pe picioare, să nu uităm. Bucurica a tras destul de mult. După discuția de ieri, e un jucător care duce la revenirea Albă? Nu. Nu că e plăcut aici, adică în sensul, singura parte, singura problemă este dacă am fi cât de cât acolo aproape de partea financiară, puțin mai aproape de... Bun, o lună, să mai întârzie, ok, sau puține prime.
Dar condiții sunt. Deci ai condițiile de cantonament aici, unde ai masă, ai cazare, ai teren de antrenament, ai stadionul bun. Să mergi în altă parte unde? La echip, dacă ești bun, bun, te putea căuta. Când l-au căutat pe Pescuț, Timișoara, l-au luat din timp și l-au dus la ceva mai bun. Dar să mergi unde? La Turda? Să mergi la Deva? Să mergi nu știu pe unde? Să pleci dintr-o parte în alta? Nu, nu cred că vrea. Deocamdată... Au dat conducătorii cu termenii la Liga Citarele Franțelor? Nu știu, Denis, nu mă... Discuția din vestia, mă gândesc... Discuția a fost din... Se așteaptă. Știți că sunt de primit. Deci ar fi bani de venit, sunt din partea celor din Italia, Digi, Roșia Montana, dar sunt niște contracte și atunci intră când sunt stabiliți termenii. Eu oricum țin să-i apreciez pe jucători, pentru că au făcut 22 de puncte, au muncit, au tras, au venit la timp toți. Din ceea ce am văzut, nici cu kilogramele nu sunt peste, deci au avut grijă de viața lor extra. Acum, știi cum e, 3-4 zile poate că vor merge din dorința că sunt, aceea că sunt la ceva nou. Dar nu știu. Pe parcurs sperăm să nu ne împotmolim, pentru că ar fi păcat pentru această echipă. Este a județului, nu numai a orașului și dintr-o echipă care a făcut față și în divizia, mulți ani în divizia, vezi, dintr-o dată să ajungă într-o situație delicată.